Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod de The Floris Lava în viața reală challenge. De fapt, challenge în viața reală. Suntem tot pe stradă, aici facem un challenge, adică The Floris Lava. Și să-i dăm drumul. The Floris Lava. Oh shit. Urca aici, fițiar, acolo, ce fac? Gata. Cred că se pune The Floris Lava. Bine. Cred că o să apară și niște Stan și Bran în România. Nu știu dacă apare, o să fie un videoclip super șmecher. Dacă apare Stan și Bran în România, în România, partea 4-a e. Am ajuns la partea 4-a. Eu credeam că suntem pe la partea 10-a. Dar suntem la 4-a. The Floris Lava. The Floris Lava mate. The Floris Lava mate. Ok. Sper să fie să... Așa, hai că mă urc pe aici. Nu știu. Vreau să vă spun ceva până una alta. Un prieten de-al meu a jucat GTA San Andreas Story, nu cel normal, story-ul, și cred că l-a terminat și acum joacă GTA 4. Mă tot gândeam cum ar fi dacă ar termina GTA 4, pentru că el a ajuns pe la... El în general îmi zice că când intră pe joc nu vrea să facă misiuni, doar se prostește și așa, adică înțelegeți voi. Nostalgia aia de GTA, că îți bagi code și îți bagi arme și de toate și începi să tragi cu rocket launcher și cu bazooka în toate mașinile, să tragi cu sniperul, cu de toate. Așa aș face și eu dacă l-aș avea, dar nu chiar non-stop, aș face și misiuni, că sunt boss. Și tot ne gândeam noi doi că vorbeam că cum ar fi atunci când ar apărea GTA 6. Pentru că în America am auzit eu din auzite că în America e deja lansat GTA 6. Dar păi nu știu, dacă nu-i, îmi ziceți voi în comentarii. Și tot vorbeam noi doi că dacă s-ar lansa GTA 6, oare putea să-ți bagi arme cu codul și să explodezi case? Pentru că în GTA 5 nu știu dacă poți, chiar nu știu, cred că poți, adică cu bazooka. În GTA 4 nu poți, nu cred că poți, GTA 4, dar fi tare dacă în GTA 6 să-ți bagi o bazooka de aia cu 10 de alea rachete și de Floris Lava, ca să ne mai și jucăm noi, să nu numai vorbim, și să tot să-ți bagi de rachete de alea prin coduri și așa și să explodezi case și, de exemplu, să te uiți pe geam sau la casa lui Trevor, pentru că am văzut casa lui Trevor într-un mod pe mod showcase, pe GTA 5 mod showcase, și dacă te uita pe geam la el și nu mai trage o bazucă și vezi cum arde și explodează și sare în aer, ar fi șmecher să poți să-l vezi pe geam și când tragi cu bazuca să vezi cum sare în aer. Nu, ne gândeam noi așa că ar fi șmecher să se întâmple asta. Și dacă totul una alta, vedeți că mă văd eu cum țin camera, umbra mea și cum țin camera, îmi aduce aminte de Outlast. Nu știi Outlast? Este un joc horror, nu vă uitați, pentru că ești într-un azil de nebuni și la jumătatea jocului arată mațe și chestii și femei. Mă rog,
arată mațe, eu nu m-am uitat, dar din auzite, chiar nu m-am uitat, n-am vrut să mă uit la jocul ăla, dar din auzite am auzit că e cu mațe și prostii și să nu vă uitați la Outlast. Așa puteți să vă jucați în viața reală, de exemplu, eu l-am jucat în viața reală, să știți ce șmecher a fost. Și ce fain a fost când am jucat Outlast în viața reală. Nu. V-aș recomanda dacă nu aveți și voi câțiva euro, v-aș recomanda să vă descărcați-o pe laptop sau pe orice GTA. Orice GTA. San Andreas, Vice City, 4, 5 și cam atât, că 6 nu este. Pentru că și 5 și 4 și San Andreas și Vice City sunt la fel de șmechere. Foarte, foarte fain e GTA. Chiar nu vine să cred cum s-a putut face un GTA, așa joc, un joc super șmecher. Și cred că va plictisește când vorbesc eu numai de GTA, așa că mai bine ne jucăm. De Florizava, mă. Cred că acolo, dacă mă duc, cred că tot se pune, pentru că tot pământ este, dacă mă pun. Cred că tot vine lava pe mine. De Florizlava, aici, în mijloc. Mă urc aici. Mă pun așa, dar nu pot. Vine lava, am murit, mă. M-a dus, m-a luat lava, am murit, sunt mort. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați butonașul de like și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!